carte pesi De fapt dorul de ducă l-am de multe mine în ultimii ani, însă el a cam adormit, așa că simt o netulburată nevoie, din păcate netulburată spun, o nevoie de a mă trezi, de a avea argumente pentru a regăsi acest dor de ducă. Pilești pentru aceste judecăți frugale de dimineață, frumosul volum scris de Iunia Pașca, prin lume, spre mine, un jurnalist al devenirii, o carte apărută la editura Gordian de la Timișoara o carte ce a văzut lumina tiparului chiar în acest an este o carte specială pentru că e scrisă de o autoare foarte tânără și extrem de fermecătoare dacă nu mă credeți pe cuvânt atunci s-ar cuveni să uh, folosiți Google pentru a vedea acele fotografii care ne înfățișează farmecul uh, indicibil și tinerețea de bordat aceste autoare despre care nu știu foarte multe dar pe de altă parte pot să spun că am aflat imens de mult despre ea citindu-i rândurile este o carte de călătorie dacă doriți, pornind de la subtitlu un jurnal al devenirii eu aș spune folosind o sintagmă germană că e vorba nu despre un Bildungsroman, despre un roman al formării, ci despre un Tagebuch un ein Bildungs Tagebuch un jurnal al formării de sine într-o manieră cu totul specială cea a căl toriei cea a pelerinajului. Într-adevăr, titlul este Eloquent prin lume spre mine, autentica metodă, singura cale adevărată de a te descoperi pe tine însuți, nu poate fi decât cea mediată de celălalt, de semeni, de uh, comunitatea aceasta extinsă care este omenirea. Iar Iunia Pașca, în ciuda faptului că e foarte tânără, nu știu dacă am plinit 30 de ani, uh, în ciuda faptului că a studiat uh, economia și uh, s-a format ca trainer, uh, este o persoană deosebit de deschisă, aș spune că este un cetățean al lumii și mai cu seamă uh, făptura ei este uh, măcinată de un dor de ducă, uh, stimulat cel mai adesea de o foarte vie curiozitate intelectuală. Dar nu e vorba despre un personaj care călătorește sub imperiul unei vitalități inocente, nu, nu e vorba de nevinovăție aici, nu e vorba despre lipsă de informare sau despre absența unui grund intelectual, cât de puțin, din potrivă, aș spune că am rămas siderat văzând câtă bibliografia a parcurs Noastră și mai ales câte cărți a citit. Cărți pe care însă le-a transformat în mediu intern, cărți care au folosit drept pretext pentru noi și noi călătorii prin lume, pentru a lua contact cu uh, noi sau străvechi sisteme culturale, cu uh, noi oameni, cu noi uh, experiențe. Uh, rândurile sale au o maturitate surprinzătoare. Este clar că atunci când se apucă să scrie, nu o face gratuit, nu o face în virtutea unui uh, reflex. Uh, snob de a-și extroverti, ca să spunem așa, experiențele și pentru a se pune pe sine în valoare, gâdilându-și sau celebrându-și narcisismul. Nu câtuși de puțin, Iunia Pașca este un om fericit și tocmai pentru că existența e marcată de multă autenticitate, dorește să împărtășească această fericire pentru a ne face și pe noi. Uh, participanți la această celebrare a, a bucuriei de a trăi pe care a descoperit perito călătorind. Iată câteva fragmente elogvente ca să vă convingeți și singur despre maturitatea în scritură la care a ajuns tânăra, foarte tânăra Iunia Pașca. Citez. De ce scriu această carte? Scriu această carte pentru că mă mistuie, spune autoarea noastră. Pentru că gândul că aș putea să nu o scriu nu mă lasă să trăiesc. Pentru că mă gândesc la ea în fiecare moment al zilei și al vieții, pentru că o văd peste tot în jurul meu. Văd această carte în părinții mei, în bunicile mele, în fratele meu, o văd în verișori, în unchi și mătuși, în prieteni și vecini. În cetățeanul de pe stradă, o văd în copaci, în iarbă, în stele și în nori. O văd în vis. Scriu această carte pentru că am fost o mediocră toată viața, până când mi-am dat seama că nu sunt. Am încheiat citatul, e aici ar fi de adăugat un comentariu, mediocră, nu prea văd cum ar putea să fie Iunia Pașca, poate doar percepția de sine până la un punct anumit a fost un legată de o falsă mediocritate ulterior s-a produs uh, damascul revelația, descoperirea de sine prin intermediul experiențelor inedite de viață generate de acest dor de ducă pe care a avut șansa să și-l uh, materializeze și voi mai da citirea unor uh, fragmente foarte interesante din uh, carte pentru că într-adevăr ele sunt foarte foarte interesante foarte autentice citez uh, Asta până într-o zi, când m-am trezit și nu am mai recunoscut lumea din jurul meu, nu am mai recunoscut viața din jurul meu și nu am mai recunoscut pe mine, așa că am plecat în lume. Fiecare dintre cele 40 de țări pe unde am aterizat în ultimii ani mi-a arătat o altă Iunia, una care făcea parte și din această lume și din acea cultură și din acea viață. De la o vreme am realizat că pe lângă identitatea mea de român am o identitate mai cuprinzătoare, mai profundă, mai aproape de adevăr. O Entitate de copil al lumii, de cetățean al planetei. Probabil că atunci când voi părăsi granițele Pământului, voi descoperi că sunt un fel, un fel de cetățean veritabil al galaxiei și apoi al Universului. Uh, și uh, iată un alt citat foarte, foarte locvent. Scriu această carte pentru că nu vreau să mor cu ea în mine. Uh, e ca un fel de copil, uh, această mărturisire de sine, această uh, așezare în scritura unor experiențe uh, particulare de uh, viață cu alte cuvinte am asistat prin publicarea acestei cărți la o naștere fericită, la o naștere a unui copil universal care constă în împărtășirea cu semenul la unor experiențe formidabile. Și uh, vă voi oferi și un alt uh, citat uh, semnificativ, este vorba despre uh, un alt moment al revelării de sine, unei, credeți credeței bine exact în Argentina Citez. Un alt moment semnificativ care mi-a deschis ochii spre mine s-a întâmplat într-un parc ecologic yoga în Argentina, unde mă aflam de două săptămâni și construiam case ecologice. Într-una dintre zile, stăteam cu cartea lui Don Miguel Ruiz, Vocea Cunoașterii, sub nas și într-un moment oarecare mi-am pus fruntea pe mâini și am stat nemișcată. Mi-am văzut întreaga viață fluturând ca un film înaintea ochilor închiși și am privit-o ca un spectator, cu fascinație. Dintr-o dată, tot ceea ce mi se întâmplase până în acel moment în viață făcea sens. Tot ceea ce eu făcusem și cine fusesem se îmbina perfect pentru a releva de ce devenisem această persoană și nu alta. Mi-a luat mulți ani să învăț. Mi-a luat 20 de ani să învăț că viața nu curge doar la vale, precum un râu asupra căruia nu am niciun fel de control, ci că într-adevăr eu am puterea să aleg cum să o trăiesc. 20 de ani să învăț că a face ceea ce toată lumea face nu e neapărat lucrul de făcut și că e special atunci când faci ceea ce tu dorești, chiar dacă împotriva normelor aprobate de societate. mi au trebuit 21 de ani să învăț că sunt deșteaptă, 26 să învăț că sunt frum frumoasă. Tot atât, să-mi dau seama că nu contează dacă sunt preferata cuiva sau nu, pentru că cine sunt eu și ceea ce cred eu despre mine nu depinde de nimeni altcineva. Încheia citatul. Uh, nu întâmplător am folosit acest ultim fragment. Uh, e într-adevăr un document al descoperirii de sine, al trezirii unei conștiințe extrem de mature în cazul unui personaj atât de tânăr și aș adăuga atât de fermecător cum este Iunia Pașca. Prieteni, nu uitați la editura Timișoara Gordian, o carte apărută în 2013 prin lume spre mine, un jurnal al devenirii de Iunia Pașca.